Thank you.
nu sunt cele mai grozave pentru că pe internet nu m-au găsit tot ceea ce mi-aș fi dorit eu, unele, de aceea unele l-am scanat din cărțile care m-am dat în comisie. Este un portret al lui Traian Cantabescu. Aceasta este lui Traian Cantabescu. Am pus-o în două imagini și să explic imediat de ce aceasta verde. Dacă observați pe aici, de ecran. La mijloc undeva este o placă de marmură cu efigia lui Traian Cantabescu și de desubt sunt scrise câteva cuvinte că în această casă a trăit Traian Cantabescu, care prin glasul său a reușit să facă cunoscută România lume pe marile scene. Eu spun cuvintele mele cu textul de chiar ăsta. Jos este încă o imagine pe care am pus-o, n-am putut să mă abțin pentru că am găsit-o pe internet. Este tot casa lui Traian Cantabescu și a verde, aceasta lungă mare, și nu este o casă albă. Aici au lucrat bunicii mei și am copilărit eu ce spuneam la început și mă foarte grozăvesc și mândresc cu treaba asta, că am fost vecin. Aici am luat într-o carte două poze cu familia lui Traian Cantabescu, mama, sora Olga și Traian și încă o poză, mai târziu, în timpul războiului, când apare și tatăl fostei Cantabescu, mama, sora și Traian în uniformă militară. Am pus această poză care am găsit-o pe internet, este pe sora lui Traian Cantabescu, Olga Cantabescu, și s-a părut foarte interesant să pun acest lucru, l-am găsit pe internet, habar am avut inițial. Și ea a fost o personalitate extraordinară, Olga Cantabescu, o femeie extraordinar inteligentă, care a obținut doctoratul la Universitatea din Viena și cred că era puțin, nu știu, prima femeie, dacă nu greșesc, din România, care a fost doctor. Doctor în litere. În litere. Și că diploma obținută la Viena trebuia echivalată la noi, în România, și decanul Facultății de Litere în vremea respectivă, care a dat acest examen de echivalare, a fost Nicolae Iorda. În urma unei conversații de o oră în limba germană, și aici se scrie Consiliul Facultății de Filosofie și Litere din București, în ședința din 19 decembrie 1928, echivalează diploma de doctor a domnișoarei Olga Cantabescu, eliberată de Universitatea din Viena, cu diploma de doctor din țară, decan Nicolae Iorda. În ce an? 1928. Prima femeie doctor. Mi s-a părut, sigur că este mai puțin cunoscută, pentru că era eclipsată, era în fond de umbră. Nu, era o femeie modestă și doctor. Și modestă, dar era Traian care era cel faimos și probabil că, plus că am citit tot prin alte și ea a avut un destin tragic. În final s-a mutat de a fi putut preda oriunde în Austria cu această diplomă, a revenit în țară să predea în mai multe localități, a fost și a luat de teatre și a ajuns în final la o școală generală 7.000 lucruri și ceva de genul. La școala germană. Modestă, foarte modestă, a fost logodită cu un tânăr inginer minier, care în prima sa vizită în mină să vadă condițiile în care lucrează subornații lui, a murit prin prăbușirea unei galerii și i-au găsit trupul după câteva zile, deci Olga Cantabescu nu s-a mai măritat, după aceea a rămas singură și foarte retrasă. Ideea a fost șocată noapte și de moartea fratelui. Fratele ei a fost împușcat în prezența ei. Glonț a trecut pe lângă ea și s-a înfipt în ușă. Deci el a stat în ușă și cheia de la valiză, cheia pe care v-am mai spus, era la Olga Cantabescu și ea a pus să o ia și a spus, hai, nu vă mai certați. El se certase cu soția lui. Soția lui a venit din spate, a lipit pistolul aici. Și glonțul a ieșit pe aici, a tras. Și el a căzut pe spate și, conform certificatului medical legal, legiștii au constatat că el, de fapt, a murit instantaneu, fiindcă în tăierile lui respiratorii nu s-a găsit sânge, în mod normal. Dacă ar mai fost o inspirație, ar fi fost sânge. N-a fost sânge, deci a murit pe loc. Deci asta a fost bună. Și așa, ea fiind singura martoră, poate cei care au fost
au chemat-o de, la adresa pe care v-am spus eu, au chemat-o ca să o elimine, că era totuși periculoasă. Ea așa a considerat, mai ales că această casă a fost o casă fantomă, nu era nimeni acolo. Niște lucruri mai ciudate. Sunt multe lucruri, nu v-am putut spune tot. Dar v-am spus câteva lucruri care sunt interesante, consider. Așa, am selectat câteva poze din cărțile interpretate de Lozabel Solodolfo din Moema, cuplu celebru Anca de Barbu și Lozabescu aici în Tosca, una dintre preferate de Lozabescu, tot Tosca, Cavaragosti, iată din nou Anca de Barbu în Madame Butterfly, unul dintre rolul de cheie Cană din Paiate. Aici am găsit în cartea domnului Dan Traian Demeter câteva fotografii de familie, mă rog, de familie, în care apare soția, ca să o vedeți ca aceasta era Nelly Rozabescu de Vezi. Era fetița mama atunci, doctor, Traian Rozabescu ține în obrațe pe era mică. Și aici își Rozabescu și Nelly, soția sa, un grup de prieteni. Mai mare poza Rozabescu și fetița sa Mira, pe care vinde-o mama lui Fotor. Această sosită aparent reapare în carte, în cartea lui Demeter. Schița făcută de poliție. Schița făcută de poliție. După spară de aceea. Da. Aici este dormitor, unde este desenat Rozabescu într-o bază de sânge. Aici este camera, sufrageria cu masa în mijloc pe care era valiza, tot întâmplarea era în aceste două încăperi. La, se scotea unul din valiză, se pia unul, nu este activ, care era cu cheia, cu lipul cheia, Nelly, în dormitor, în urmă, și după ea, ce a povestit domnul doctor înainte. Acesta era așadar apartamentul. Aici sunt două poze cu, făcute de poliție, în care apare Rozabescu mort, căzut dimineața cea mai așa. Și ca să nu chem așa într-o notă tristă, am găsit un citat foarte frumos din Richard Strauss, pe care vreau să-l comunic studenților mei. Vocea este cel mai frumos instrument cât există, dar și cel mai dificil de utilizat. La care se pune se bază, este cel mai dificil. Și deasupra am pus, tot din cartea domnului Demeter, o poză cu Richard Strauss, cu autograful său, din albumul lui Rozabescu, cu amintirea prietenească amintire. Deci Rozabescu era prieten cu Richard Strauss. Și ultima poză, Rozabescu în rolul Ducelui, pentru că rolul Ducelui a fost ultimul pe care în seara zilei de 14 februarie 1927 l-a cântat Rozabescu la Staatsoper în Viena, chiar în încheiere. Aș vrea să pun aria Ducelui, dacă ați sesizat pe fundal, a fost mereu în surdină vocea lui Rozabescu, corectările care există. Acum vreau să ascultăm măcar un fragment din această, la Doamna Imobile, ultima arie pe care a menționat. Sigur, funcțiile sunt cele de 4 ori. Thank you.
Mulțumim!